Salutare! Astăzi voi arăta cum se desface broasca de la ușa de pe partea dreaptă, față, la Fiat Albea 2002-2006. Prima dată desface șurubul din interiorul mânerului interior, folosind o șurubelniță stea și scoateți plasticul în exterior. Apoi desfaceți cele 6 șuruburi de la plasticul din partea de jos a portierei, folosind o șurubelniță stea și dați-o la o parte. Apoi desfaceți cele 2 șuruburi de la mânerul interior folosind o șurubelniță stea. Desfaceți cele 4 șuruburi de la difuzor și dați-l la o parte. Desprindeți fața de ușă din clipsuri și apoi deconectați mufa de la butonul geamului. Desface cele 3 șuruburi de la broască cu un Torx T30. Desprindeți mânerul interior, apăsând pe clema aceea din plastic către dreapta și apoi trageți de mâner în față și scoateți-l afară de pe ușă. Vedeți că el are două mici prinderi, două cărlige, care se pot rupe dacă nu îl scoateți cum v-am arătat mai devreme. Desfaceți cele 2 șuruburi de la suportul din plastic din interior cu un Torx de 30. Acesta este suportul de plastic. Trageți înspre fața mașinii, înspre stânga, de tija metalică din interior ce face legătura dintre broască și mânerul exterior al ușii. O să vă arăt asta mai târziu după ce scoatem broasca, să vedeți despre ce tija metalică vorbesc. Scoateți broasca în exterior și deconectați mufa. Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Mulțumim!